Nu rata Insula Iubirii, duminică de la 8 seara. Ți s-a dat ocazia ca tu să-l trimiți pe Andy acasă și nu ai făcut-o. Da, nu am făcut-o pentru și că... Și mai mult decât atât, colega mea te-a rugat să te duci să-i spui, uitându-te în ochii lui, în ochii lui Andy, da, că nu în ochii poate lui fi Andy, niciodată nu vreau nimic, nimic cu Andy. Da. Și ai făcut-o? Am făcut-o în alt mod. În da, care și mod? Am și spus treaba asta. În care mod? I-am dat de înțeles. Nu m-am dus cui e, direct. Cum i-ai dat de înțeles? Cu ce? Cum dai de cuiva de înțeles dacă eu nu-ți spun, mă, fată, tu machezi bine? Păi cum să știe ea că eu știu că ea machează bine dacă nu-i spun? Oferind răspunsuri ambigue despre niște subiecte pentru care a fost deja confruntată, se face apel la discuțiile din urmă cu 24 de ore. Îți amintesc că ieri am vorbit foarte mult pe această temă, da, pe acest subiect. Da. Adică în fața camerei îi spuneai, te rog, oprește-te, după care îi trimiteai mesaje ascunse, mesaje cu brățara. Însă argumentele folosite de ea sunt din ce în ce mai absurde. Da, mi se pare puțin absurd dacă el a spus că dar își dorește... Dar la ce emisiune ai venit, domnișoară, la surprize, surprize? Provocându-l pe Bogdan să o avertizeze în repetate rânduri de lipsa logicii răspunsurilor ei. Te rog frumos, te rog frumos, calculează-ți un pic vorbele înainte să le spui. Înainte la testimoniale. Calculează-ți-le. Jumătate de oră de dezbateri intense mai târziu. La ce te referi? La ce te referi? La relație cu el mai încolo? Nu la relație. Mă, dar la ce tu Dumnezeu? Dar nu, se... nu e logic că nu o să nu... te las pe tine în viața mea pentru un alt bărbat. Atunci adică... de ce m-ai spurcat ca la troacă de porci? De ce mi-ai spus că sunt inferior ție? De ce sunt găina în casă? Dar tu nu-mi doresc coposul? Asta. O fac involuntar. Nu-mi involuntar. Doresc. Dar de ce vorbești cu oameni străini despre mine și toată lumea crede că eu sunt ăla fraierul? Când știi prea bine, toată lumea în oraș mă știe. Și eu știu. Și asta am spus. Și ei știu asta. Dar nu te gândi că poate să aibă niște urmări. Eu te văd că ești agitată, că așa-ți fac pupilele, dar eu așa am fost 2 săptămâni la rând. O să fumez o țigară, vă rog frumos, mai
o țigară, să fumez, că... Te rog frumos. Hanelore, aseară am vorbit despre confuzia ta. Da, toată și lumea de aici mi-a spus că sunt obsedată și că e o obișnuință și că este o rutină și că nu este iubire ceea ce simt eu pentru tine. Păi din gesturile tale ce se înțelege, Hane? Dar ce s-a întâmplat în săptămâna în care am plecat de acasă? Aia m-a dărâmat. Ce s-a întâmplat? Spune, te rog, că nu-i rușine de nimic. Regina, recunoaște că ai flirtat cu femeia aia, recunoaște că ți-a plăcut, recunoaște că ai avut mai mult, o chestie în plus față de doar ieșire la masă cu ea. Când femeia cu care ești nu te apreciază, inconștientul se bucură de orice atenție. De orice atenție. Ți-a confirmat că nu am avut nicio treabă cu ea. Nu am de unde să știu asta. Păi cum că ai vorbit cu ea la telefon? Păi, serios, adică... Bun, nu mă crezi pe mine, dar ai vorbit cu ea. Da, crede-mă că mi-am dat seama unde greșesc. Și tot alea le faci. Tot alea le faci. Și eu la fel. Bun. Ascultă-mă. Te rog, o să mai avem încă 24 de ore de stat, știi, nu? Te rog, hai să vedem tot materialul, să îți mai arăt punctele esențiale care pe mine m-au deranjat mai mult decât orice treaba ta cu Andy. Te rog, din suflet, bine, că sunt atâția oameni care stau după noi. Cum să faci nuntă cu un bărbat care nu are inițiativă și care îl desconsideri? Nu te desconsider, crede-mă. Am mai avut discuția asta acum 3 ani, 4 aici ani, atunci când ne-am despărțit. Lucrurile rele, lucrurile bune nu ți le-au arătat. Așa-i, dar alea rele sunt rele, al dracu să mor eu. Dar fiecare decizie pe care tu ai vrut să o iei, eu am spus nu. Așa este. Și n-am mai continuat că știam că e nu și să nu ne certăm. Așa-i? Și da. Atunci eu sunt inferior. Și eu zgâs că am zis asta. Nu. Ascultă-mă, la fiecare chestie la care eu am zis nu și tu ai făcut da, eu am supărat și după aia am acceptat-o, da? Păi dar de ce nu puteai să o accepti din start, din momentul în care știi că aia mi-aduce un strop de fericire? Tocmai. Pentru că de chestiile astea eu nu mi-am dat seama acasă. Sunt două chestii, atâta, două chestii. Un câine și una TV, atâta tot. Pentru că am fost egoistă și nu m-am gândit la el. M-am gândit doar la mine și la nevoile pe care eu le-am avut. Și de ce te-ar face să crezi că în continuare nu va fi tot la fel? Pentru că mi-am dat seama de foarte multe lucruri aici. Mi-am dat seama exact de ieri și până azi. Bă, măcar ceva avem în comun, că și eu mi-am dat seama de o chestie de ieri și până azi. Bogdan, de câte ori ați avut discuția asta? Când ne-am despărțit prima oară, după ce ne-am păcat, a fost o perioadă foarte ok, după care iară s-a revenit la ce. De-aia spun că este un ciclu, este... Parcă se tot repetă. Nu-mi doresc să se mai repete așa. Dar nu poți niciodată să schimb caracterul omului. Eu nu pot să mă schimb, să nu mai urlu, pentru că așa sunt eu, exploziv. Nu e adevărat, tu te-ai schimbat foarte mult. Păi aia e, că aia cred că a fost greșeala mea, că m-am dat atât de mult după tine, încât am uitat de mine. Da, așa cum tu te-ai dat după mine, așa m-am dat și eu după tine. Păi și cum poți să faci tu un copil cu un om inferior ție? Nu crezi că seamănă cu mine când iasă și vrei un copil inferior? Păi, sunt atâtea lucruri ce nu se leagă. Nu rata Insula Iubirii, duminică, de la 8 seara, la Antena 1.